Astăzi reacționăm la cele mai geniale momente din fotbal din 2023. Așa că hai să vedem ce avem în clipul ăsta. Aveți link original în descriere. Like acolo, subscribe să facem 100.000 de abonați. Suntem foarte aproape. Ia uite-l pe Saka, mamă, e prea cool Saka. Mă ia cu frisoane la cât de cool de Saka. Mă ia frisoane. Bellingham acolo să apară și el în clip. Și primul care apare este Rashford. Rashford is the man on fire. Bine dribling-ul ăsta. Bine, și dă și gol, nu? Mamă, bombă, bombă, bombă Rashford. Deci sezonul ăsta e on fire, chiar e on fire Rashford. Joacă mult prea bine sezonul ăsta, păcat că restul echipei nu joacă wow. Dar Rashford e în formă maximă. Ia, Bellingham. Bine schema asta. Și a păstrat mingea în teren? Băi, ești nebun. Bine, rău de tot Bellingham. Păcat de Dortmund, că a jucat bine tot sezonul și o să piardă campionatul pe final. Deși eu aș vrea, că știți că sunt fan Dortmund, aș vrea să câștige campionatul, dar na, hai. În fine, hai să rămânem la Klim Morat acolo. Îl distruge pe fundaș și îl trimite după țigări. Mamă, dar și pe portar l-a trimis acolo după țigări. Toată lumea probabil că a crezut că o să dea la colțul lung, la fel și portarul, dar de fapt a dat la colțul scurt. Ia uite, ce inteligent e Morat aici. La offside nu prea știe el să stea, dar în rest e bun. Ok, îl avem pe Bisaka. A, mă gândeam cine e Bisaka de la Crystal Palace, dar la oricum era Zaha, dar se referea la One Bisaka, ok, da, punctul lui forte este defensiva, se apără foarte bine, One Bisaka, păcat că l-are pe Harry Maguire cu echipier, dar asta e partea a doua, în fine, Mitoma, ia să vedem, Mitoma is taking the Prem by storm, mamă, cu furtună, cu vijelie, cu Vali Vijelie, cu ăștia, ia. Wow, ce gol reușește Mitoma aici. Pătrunde acolo în centru și dă un gol direct în vinclu. Super golul japonezului. Cred că e japonez, nu? Cristiano l-a distrus pe oponentul ăsta. L-a omorât, ia uite. How? Bine, aici în Liga Arabiei. Mamă, săracul. A văzut stele verzi. Perfect finish în top corner. Mamă, chiar a fost perfect șutul ăsta. Finalizare perfectă, direct în vincul porții, la Păianjen, acolo, cum s-ar spune. Mai departe. Uhuu, mamă, cum a scos-o? What? Cum a scos-o, frate? Mamă, nu știu dacă se ducea mingea în poartă, dar a scos-o bine rău de tot. Cine naiba e Gnoto? E următorul jucător mare? Mamă, dar ce finalizare? Ia să mai revedem o dată. Pasa de asemenea senzațională și finalizarea asta cu dreptul acolo. Mă așteptam să dea cu stângă însă omul meu. Da, așa, nici nu știu cum să numesc lovitura asta. E un voleu de ăsta mai ciudat, așa. Da, s-a dus bine rău de tot. Mudric ăsta, Mudric, nici nu știu cum se citește. Nu știu, până să-l ia Chelsea, nu știam cine. Habar n-aveam cine. Nici nu știu de ce s-au dat așa mulți bani pe el. Însă probabil că are potențial destul de mare. Ia să vedem la faza asta ce face. Oh, bine pe dribling. Bine pe dribling. Ia uite, seama așa, ia uite. Zici că e Eden Hazard la dribling. Poate a văzut Chelsea ceva în el. Ia gol din farfecă. Oh, cu siguranță golul ăsta va candida la premiul Pușcaș. Va candida cu siguranță, zic eu. Mai departe avem Antonio Silva. E următorul Ruben Dias? Nu, n-am văzut absolut nimic. Cred că a scos mingea de pe linia porții, nu? Da, cu capul acolo. Interesant. Chiesa. Ia uite-l pe Chiesa, cum a plecat de acolo din margine. Mamă, l-a ținut jucătorul, n-a putut efectiv să-l țină. Intră în centru, finalizare superbă. N-ai ce să-i faci lui Chiesa. Deci omul a încercat să-l țină și n-a putut să-l faulteze, ești nebun. Probabil că al jucător acolo încerca să obțină faultul. Mamă, Capoe. Mamă, bine. Lindestorm este foarte underrated. Cine e Lindestorm? Acum îl văd pentru prima oară, ok? Trece bine acolo. Finalizare bună, bun. Ia, De Gea. Oh, ce bine o scoate De Gea, mingea lovește bara acolo. Bine rău de tot De Gea. Nu știu, la De Gea mi se pare că nu prea e constant, frate. Deci De Gea ori are un sezon senzațional, ori are multe gafe într-un sezon. Deci nu știu ce să zic. Ia să vedem asistul ăsta. Oh. Când asistul este mai frumos decât golul, da. Jucătorul a trebuit doar să bage mingea în poartă. Jucătorul care a dat pasa a făcut toată treaba. Mai departe avem pe Andre Silva cu dribling. Wow, bine. Bine dribling ăsta cu capul acolo. Frumos, mi-a plăcut. Ok, mamă, stai că era să dărâm microfonul la golul ăsta. Deci dă super lovitură liberă și în ultimul minut jucătorul celor de la Crystal Palace, Olise, nu știu cum se citește. Ia să vedem pe Azpilicueta, salvează mingea asta, ce alunecare bagă în fața lui Darwin. Se vede experiența lui Azpilicueta acolo. Ia să vedem încă o dată Jude Bellingham. Ia să vedem, oh, frumos. Bă, decât și dat-o puțin lateral, mare șut. Ia să vedem cât de bolor este Endrick. Vezi că e bolor, ia uite. Sombrero acolo peste jucătorul ăsta. Vi s-a lipit mingea de umăr. Bine și el. De la jumătate dă? Da, de la jumătate dă.
Bun golul ăsta, bun golul ăsta. Nu știu ce căuta portarul, adică de fapt stai că portarii de obicei stau așa în caz că n-a scapă atacantul singur și să ajungă mai repede la minge, dar în situația asta nu prea a procedat bine portarul. Triple save? Nope. Una? Nope. Două? Nope. Și a treia? Bine, bine portarul ăsta. Prima a fost cea mai bună, de fapt și a doua, că s-a ridicat foarte, foarte repede. Ia să vedem aici Traore. Ohoho, din invers elastico i-a dat crace aici lui Vitinha. Păcat că n-a reușit să treacă. Sau a reușit? Bă, da, a reușit să treacă. Ia să vedem Reina. Ce finalizare, ce finalizare. Voleu acolo, impecabil. Deci Dortmund chiar a jucat forță sezonul ăsta. Chiar ar fi păcat să nu ia titlul, mă. Îl avem aici pe Bremer, care are viteză și îl prinde din urmă pe atacant acolo și blochează șutul. Saka e prea bun. Chiar e bun, chiar e bun, chiar e bun, joacă fenomenal sezonul ăsta. Toată echipa celor de la Arsenal joacă bine sezonul ăsta și cu siguranță vor câștiga titlul. Ia, așa arată 99 dribbling, ok, 1 acolo, 2, 3, mamă ce e asta, mamă ce e asta. Păi Vera are mingea lipită de picior, mamă așa, pe un spațiu așa mic. Ok, șutul ăsta nici n-aveai timp să-l vezi, efectiv. Nici nu mai trebuia să încerce portarul, că n-avea clar nicio șansă să o ia. 300 IQ assist? Bă, nu știu dacă a vrut să facă fix asta. Dacă chiar a vrut să facă asta, e top asta, n-ai ce să zic. Odegaard, uite, ia uite-l și pe Odegaard. Oooo, ia uite. Mamă, băi, deci ce tehnică au jucătorii ăștia. Pepe still world class, ia să vedem la 38 de ani, 39, 40, câți ani are. Încă se apără, mă, frate, Pepe. Încă se apără, să știți că încă se apără bine. La mondial, nu mi s-a părut wow, dar... Acolo în campionatul Portugaliei încă se menține. Griezmann cu o super finalizare aici. Călcâiul cred că a dat golul ăsta, nu prea s-a văzut bine. Da. Sau, a, nu cu călcâiul, n-a dat cu călcâiul, a dat din drop așa. Uf, ce înseamnă asta? Asta a însemnat. Cred că jucătorul a plâns în vestiar cel mai probabil. Crazy Chopin finish. Ia uite pe Ronaldo. S-a reîncarnat Ronaldo aici în campionatul Italiei, ia uite. Pope. Nope. Pope, mamă, cum scoate șutul ăsta Pope. Ce reacție, ce reacție din partea portarului de la nu mai știu unde joacă. Ia ce pasă de Lautaro. Bine și Lautaro. Imediat după cântarea da pasă asta. Golasso. Face minge acolo și golasso. Golasso. Ce golasso? Pedri good like control, adică ia controlul ăsta de zeu. Mamă, i s-a lipit mingea de picior. Ia uite mă, fratele meu, cum i s-a lipit mingea de picior. Bine și Temi Abraham, mai joacă Temi Abraham că n-am mai auzit nimic de el. Joacă acolo la Roma sau nu joacă, nici nu știu. Ia ziceți-mi băieți cei care urmăriți campionatul Italiei. Ia uite-l pe mamă, bine Lautaro, a văzut meta-ul ăla pe FIFA și hai să dea și el cu exteriorul. Că dacă pe FIFA merge, cred că merge și în realitate. Cam așa a zis Lautaro. Nuno is the guy. Mamă, ce dribbling are băiatul ăsta. Icone, fără să atingă mingea, zici că a fost Lucas Moura aici, nebun la... Dacă știți faza lui Lucas Moura. Ia să vedem ce lovitură liberă. Mișto, mișto, interesant. Jucătorul de pe jos a avut cel mai bun loc ca să vadă golul. Deci a fost la VIP jucătorul ăla de pe jos. Din nou reflexe ale portarului. Lord Braithwaite încă e GOAT. Vezi că Lord Braithwaite la vârsta lui încă se menține. Lord Braithwaite rămâne în continuare. Cred că și-a făcut și transplant de păr, că parcă avea mai puțin păr înainte. Kane trebuie să plece de la Tottenham. Bă, ar cam trebui dacă vrea să câștige un trofeu. Da, Harry Kane are ceva goluri în sezonul ăsta de Premier League. Pe locul 2 în topul goalgetterilor, dacă nu mă înșel. E imediat după Haaland. Are destul de multe goluri și ar fi păcat de cariera lui să nu încerce și altă echipă. Da, băi, și ăsta a fost clipul cu momente geniale din 2023, momente 200 IQ. Sper că v-a plăcut clipul. Dacă mai vreți clipuri de genul, like acolo, subscribe. Eu am fost Gianni, v-am pupat, pa!